Da, iată că am ajuns pe la mașina la Curtiu Jidel. Din nou. Arie protejat. Drum forestier. Rotăria. Da. A fost ceva norip aici. Întâi se urcă vreo 3 jumate și pomă se coboară vreo 2 și ceva. Total vreo 7 jumate, dar mai sunt și așa fals plat. Să vedem. Aici am luat și data trecută. Opa, și ia uite. E de cine mocir la asta. Se poate. Care sunt undeva, trebuie să fie băncuțele alea. Foarte frumos amenajează, dacă s-au mai degradat în timp. Sau a rămas tot așa, ok. Hai să uite lacul deja, se vede. Băi, frate, am pierdut o oră cu drumul ăla prin pădure și greșeala mea, am greșit eu, ce să mă discut. N-aveam semnul unde să mă duc, ai vre. Hai să văd ce e până în capăt, ia ce bol. Uite că pierzi timp. Cum eram în drum spre casă, dacă... Așa n-am ajuns de la lac direct. Asta drumul duce la deci cu Ejdele lacul și cu Ejdil e localitate. Nu mai am timp să ajung acum, clar. Așa poate nu putem, nu mai am să ajung. Nu mai. Cu oră doar la întoarcere. A, cu ora aia pierdută, da, posibil. S-ar putea. Da. Doar așa. Să vedem. Deci mai e până accesez la cunul, e chiar așa. La bariera aia. N-ai cum să iei? Avea pe aici pe undeva. Accesul. Pietonar să zic așa. Mergi ceva. Să vedem. Pe aici pe undeva aia. Da, pe bântuțele astea. Și aici, da, uite la acolo, deja. Corect. Deci poți să locuiești pe șosea. Acum și pe aici, direct. Ia uite ce frumuseți. Atunci n-am prins așa soare. Acum. Mă ajung de la observator acum. Atunci am intrat pe acolo, pe la bancuța aia. Bicla atunci, undeva, ca așa acum.
Ai noroc. Am pierdut la timp, am luat-o pe primul drum acolo la pod, la stânga, nu o să iau pe al doilea asta. Și era să fie. Am văzut eu că nu e trecut lacul, zic, mă, ce n-ai. Dar până nu am dus în vârf să văd că nu mai am unde să o iau, nu am lăsat. Da. Zic, acum am luat-o, hai să văd unde e. Mă gândeam că poate face vreo curbă încoace spre lac. Nu. Da. Ce să mă, asta e. Ce zici?